Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 19 minute. Bună dimineața! Ce mai faceți? Uite foarte bine. Ce? Vorbeam de festivaluri, de una, de alta, de un weekend plin pe care l-am avut. Ce faci când îți rod câinii mașina? Aici vreau să ajungem. Nu că mi s-ar fi întâmplat mie, dar am văzut niște câini prin cartier. Așa foame e. Băi, se mai întâmplă. Au mai fost cazuri. Credeam că s-a terminat odată cu... S-au mai civilizat și câinii ăștia după ce au intrat în Europa, nu știu ce. Dar uite că nu. O mașină a fost, citez din G4 Media, vandalizată. Un autoturism a fost vandalizat de un grup de 3-4 câini vineri dimineață, relatează Obiectiv de Suceava. Mă scuzați. Și mă întrebam dacă vandalizat e cuvântul potrivit. Pentru că te gândești că vandalizat, că numai... Adică vandalii erau oameni, nu erau câini. Maidanizat. Poate fi vandal. Da, exact. Maidanizat, bravo. Adică te gândești că vandalizat, i-a spart geamuri, le-a scris pe el cu carioca, cu spray, cu alea, a făcut naș paraleli. Dar câinii nu știu dacă vandalizează. Câinii rod, mușcă, apucă. Deci, asta e. Evident, acolo există și o cameră de supraveghere. Se vede cum cei 3-4 câini, în grup, înconjoară mașina și încep s-o roadă. Și se vede și cum au luat decizia? Adică cum tu, câine. N-am văzut imaginile, doar descrierea. Stânga-dreapta, pac. S-au înțeles în priviri. Deci au ales-o pe asta. Știi, te gândești, sunt tu ca proprietar de mașină mâncată de câini. Mă, sunt multe mașini în parcare respectivă. De ce au ales-o tocmai pe a mea? Adică s-au uitat la tablă, la ce s-au uitat. S-au uitat la... E mai fragedă. Au ros, aparent au apreciat în mod deosebit aripile. Ce-au început cu aripile, asta pot să înțeleg. Vă dați seama că de fapt am dat știrea asta doar ca să dau accent. Da. Și acum eu care sunt înțeleptul studioului o să vă explic ce s-a întâmplat. Da. Pentru că am avut o situație și din acest... Rost mașina? Eu am trecut în viața mea mașina? Nu. Cu animalele ai diverse neînțelegeri. Porumbeii nu i-au rost mașina. Nu, da. au ciugulit-o. Am o prietenă, are doi câini. Da. Băia și fată. Așa. Fata e fiartă pe senzori de parcare. Adică i-a rost senzorii de parcare până a renunțat la senzori de parcare. Practic, deci, așa. Și atunci deci băiatul... Cât... Senzorii aia mici din spate, și mănâncă precum caramelele. Renunțat, n-ați nu s-a mai putut. Și la un moment dat i-au vandalizat la fel aripilii. Da, ține mașina în curte sau cum? Da. Adică... Aha, și da. Ce s-a întâmplat? A găsit, era o pisică ascunsă la motor. Păi și de nervi au crânțănait mașina. Deci iată, ăsta este probabil 90% misterul și în cazul ăsta. De-aia au ales-o pe asta. Se pitesc pisici, fug de câini și hâți intră acolo, știi? La aripă. Și câinele ce să facă? Demontează mașina, evident. Altfel cum să ajungi la pisică. Da. Da. S-a pățit, ia, stai. Deci poate e pisici avem... picante, nu e aripă. Pisici picante. 0728-3132. Dacă s-a pățit mașină roasă de câini, dați-mi un mesaj, spuneți-ne ce ați făcut, că întrebarea este ce faci în situația asta. Dacă ai casco, te duci și chemi agentul de asigurare. Dați-mi imaginez cum declarația. Și ce s-a întâmplat? Mașina a fost roasă de câini în parcare. Faci schemă? Să faci desen. Cum faci desenul? Știi că trebuie să arăți acolo cum s-a întâmplat. Faci mașina și după aceea câini, știi, s-a desenat. Câine, da. Nu, erau unul, doi, erau, cred că mai mulți. Desenați câini de jurul mașinii, de jurul împrejur. Și faci câini cu săgețele, cum atacă mașina. Coada întinsă să pară agresiv. Da. Da, deci dacă ai casco, asta se rezolvă. Altfel că altfel banii tăi. Faci singurel. Suceveanu este supărat și a zis că vrea să dea în judecată primăria. Pentru că era o parcare cu plată a primăriei. Mm-hmm. Dar nu știu dacă... Teoretic trebuia supravegheată. Nu cred că îți dă nimeni nimic, stai liniștit. Păi dacă parchezi pe stradă în București pe loc cu plată, sunt parcările administrate de primărie. Corect și asta. Da, acolo... Tu practic plătești locul, nu să-ți o și păzească. Da, adică nu plătești și paza mașinii, într-adevăr. Și atunci poate nu mai e nimic. Paza de răufăcători, nu de câini răufăcători. Să se îndrepte împotriva câinului, zic. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.